Anna Rock. Tenorosello, Helsingo. Și aici cu obiectivul cel mai important în acest oraș, castelul Hamlet. Aprecie castelul Kronk, ca se vede în spatele meu. Hamlet îmi spune pentru că Shakespeare l-a imortalizat într-o piesă de-a lui, în carte. Castelul e amplasat, după cum vedeți, din malul mării, super amplasare, Marea Baltică, la o zbărlătură de băți, cum spun moldovenii, e Suedia, să vedem zare Suedia. Valul celălalt e orașul, aici e orașul Danimarca, în Danimarca Helsingor, dar în Suedia este orașul Helsingborg. Și circulă переботур без костелу конспондин так сфак компарати по Фредериксборгу и Росенборгу не саракер не утро да рампласаре суперб в прижур канал лысый писти пентру бичкли штратуари громада для пункти дивидери. Mai ales că e mare aici, au ce să faci. În timp frumos, bate vânt, au și valuri frumoase. Au să văd vapoarele circa încolo. Au containerovozuri, cum îi spune, care transportă containere. Containere, containere. Amplasarea e superbă. La castelul. În secolul 15, clar ca să apere de dușmani, de suedezi, dar oricum suedezii au pus laba pe el, pe urmă danezii l-au recuperat, așa o mică istorie. Nu-i chiar și ar mai bună vedere a castelului din partea asta, dar aici e mare importantă. Castelul e înconjurat de canale, ca de ce. Канали же, канали с формой дистя. Супер. Есть мика сирена еще. Ну и мика сирена, мика сирен. Микол сирен, тут такой барбат. Да, спасу я и тот конформы, как мика сирена, не под Лехага. Да, салют. И ну не костел, а очень маленький.